Hei, dacă ai dat click pe thumbnail, înseamnă că te interesează acest parfum, Old Fashioned by Kilian, pe care l-am cunoscut în urmă cu câteva zile la un eveniment organizat de Obsentum, tocmai pentru a face cunoștință cu acest parfum. O nouă lansare din gama, consacrată deja în punctul ăsta de Angel Share, o gamă foarte interesantă cu parfumuri pe care le consider creative, dar din care lejer s-a remarcat Angel Share. Și hai să-ți spun un pic despre parfumul ăsta, începând cu ce nu este. Mi se pare că Old Fashion nu este noul Angel Share, așa cum nici Apple Brandy n-a fost noul Angel Share, așa cum Bleur Vert nu este alt Angel Share, așa și Old Fashion este altceva. Pentru că, din punct de vedere comercial, în gama respectivă, incontestabil, Angel Share e superstarul. Cred că dacă în momentul ăsta am descoperit alte civilizații pe undeva, ar ști de ADN-ul Angel Share, atât de cunoscut și de comercial. Și asta pentru că mi se pare că Angel Share face niște lucruri care sunt universal apreciate. În primul rând e mirosul foarte plăcut, îmbătător, sexy, care nimerește foarte bine zona aceea unisex. Apoi e proiecția. Angel Share e un parfum care se simte bine în jur. Și apoi e persistența, care, desigur, sigur, e variabilă de la persoană la persoană, dar în general oamenii tind să-l găsească persistent. Și aici se schimbă lucrurile când vine vorba de Old Fashioned. Mi-a spus cineva înainte să încerc parfumul că ar putea să fie o variantă masculină a lui Angel Share. Ceea ce, hai să zicem că ar putea fi adevărat, dar când îți spun Angel Share mai masculin, la ce te gândești? Poate te gândești că ar fi afumat, poate te gândești că ar fi mai lemnos. Ei bine, Old Fashioned este, așa cum sugerează numele, inspirat din nou de o băutură alcoolică, de un cocktail foarte aromat. Așa cum am descoperit eu la evenimentul Obsentum și trebuie să spun că după două Old Fashioned eram foarte bine, foarte prietenos, nu mai aveam nicio problemă. Și parfumul ăsta, în funcție de persoana care îți face respectivul cocktail, ar trebui să aduc aminte de un Old Fashioned făcut foarte, foarte, cred eu, foarte bine. Mi se pare foarte interesant că de la prima pulverizare simți exact pornirea aceea de whisky, pornire ușor alcoolică, dar nu pentru că simți alcoolul din parfum, ci este creat acest efect, dar te face să simți că ai pe piele o băutură alcoolică. Dacă te duci acum la orice eveniment și ceri un Old Fashioned, în momentul în care barmanul îți dă paharul, miroase-l, și o să obții un efect asemănător, doar că evident că aici mi-e vorba de un parfum, e considerabil mai aromat. Și ăsta ar fi un moment bun să discutăm despre note. Old Fashioned are o notă de cereale, de davana, de lemn de cedru, imortel, tolu balsam și styrax. Nota de cereale duce spre pornirea de whisky. Lemnul de cedru generează efectul acela de butoi în care a stat whisky-ul și apoi e baza mai întunecoasă. Doar că în momentul în care miroși parfum, mi se pare că se mai întâmplă ceva, un lucru pe care l-a remarcat și Raluca. Mi se pare că undeva în sufletul parfumului e un fel de măr, oarecum asemănător cu cel din Apple Brandy. Și un lucru care pare cumva prezent în toată gama asta. Și în Angel Share simt un pic de măr și aici simt un pic de măr. În Apple Brandy, clar că e vorba de Apple Brandy. Cert e că mi se pare că asta leagă gama. Dar, exceptând sticla foarte drăguță, inspirată, la fel ca în cazul tuturor celorlalte din paharul de whisky, parfumul ăsta pare, voit aș zice eu, să se îndepărteze de ideea lui Angel Share din niște puncte de vedere. Cum ar fi din punct de vedere al proiecției? Parfumul ăsta nu vrea să te anunțe, parfumul ăsta nu vrea să fie prea puternic. Parfumul ăsta pare să fie gândit pentru a fi purtat la un costum de un bărbat care nu dorește să fie gălăgios. Pare a fi parfumul unui bărbat care vrea să-i descoperi parfumul doar atunci când deja îl apreciezi, atunci când deja îl placi, atunci când parfumul e un bonus. Voi intra pentru câteva secunde în rolul unei femei aici și îți voi prezenta scenariul. Ești la o petrecere. L-ai cunoscut pe el, e foarte interesant, aveți multe de vorbit, îți place felul care se îmbracă, îți place atitudinea lui, conversația între voi e foarte plăcută, te simți atrasă de el și la un moment dat zici, wow, vorbesc cu tipul ăsta de ceva timp, e exact ce-mi doresc și miroase atât de bine, îmi place atât de mult parfumul lui, e exact ce trebuie, e atrăgător, dar nu prea mult, are ceva din șarmul ăla al unui bărbat, care e ok pentru că el ok, nu pentru că se străduiește prea mult. Și ăsta cred că e scopul lui Old Fashioned. Deci, dacă îți dorești ca parfumul tău să fie foarte puternic, foarte atrăgător de la distanță, Old Fashioned nu va face asta pentru tine. Dacă îți dorești ca el să-ți complimenteze bine sacoul,
Da, o va face. Și apoi ajungem la persistență. Persistența lui e bună, din ce am putut să testez până acum, că nu l-am decât de câteva zile, dar de câte ori l-am încercat, mi s-a părut că persistă lejer peste 6 ore pe pielea mea. Și de asemenea, îmi place foarte mult să-l am pe piele. Îmi place foarte mult felul în care evoluează, cum se deschide exact ca un cocktail, cu pornirea aceea puternic alcoolică și aromată, după care mirosul se retrage puțin din zona alcoolică, se duce ușor într-o zonă verzui florală, cu mărul de care îți povesteam. E un miros pe care nu pot să-l compar cu altceva, e un miros pe care nu l-am mai întâlnit în alte parfumuri și un miros pe care îl găsesc sexy prin faptul că e reținut. Și până acum ți-am spus că parfumul ăsta se potrivește bine unui bărbat. E de spus că este un parfum unisex, dar atunci când l-a încercat și Raluca prima oară, spre bucuria mea, a zis, ăsta e mai mult pentru tine. După ce a mai stat pe pielea ei, s-a mai domolit pornirea de cocktail, de whisky, a început să-și mai regândească poziția. A zis, da, uite că și pe mine miroase bine. Totuși, cred că va rămâne în repertoriul meu și vreau să știi asta pentru că nu e ca și cum o femeie n-ar putea să poarte parfumul ăsta, dar cred că așa cum a fost gândită și campania de marketing prezentând un domn care se pregătește să fie James Bond, cumva merge în direcția asta, ca accesoriu al unui bărbat elegant, accesoriu unui bărbat pe care îl vezi îmbrăcat într-un costum în trei piese, ținând un pahar de whisky sau, chiar mai bine în situația asta, un pahar de old fashion. Depinde foarte mult ce-ți dorești de la parfum ca să-ți dai seama dacă parfumul ăsta va fi sau nu ce vrei, pentru că hai să fim serioși, atunci când vorbim de parfumuri de nișe și de Kilian, vorbim de un anumit preț. Și dacă pentru tine prețul se va justifica prin performanțe, în special prin proiecție, parfumul ăsta nu-ți va oferi ceea ce-ți dorești, ci poate mai bine să te orientezi în continuare spre Angel Share. Dacă pe de altă parte îți dorești un miros mai neobișnuit, mai masculin, că trebuie să spun că mi se pare masculin, adică o fi din cauza campaniei, o fi din cauza deschiderii cu whisky, dar de câte ori pulverizez parfumul ăsta, simt că James Bond așa ar putea să miroasă, ar fi una dintre variante. Și am găsit mai multe variante în care ar putea să miroase James Bond, așa că dacă te interesează, spunem, facem un video scurt cu parfumuri care cred că ar fi perfecte pentru James Bond. Spoiler, Old Fashioned ar fi acolo. Deci, cam ca în cazul oricărui parfum, e vorba de așteptări și e vorba de ce înseamnă parfumul pentru tine. Înseamnă un accesoriu, înseamnă o experiență olfactivă, atunci asta va fi. Dacă parfumul înseamnă o carte de vizită sau un fel de haină pe care o pui peste hainele tale să atragă atenția, atunci parfumul ăsta s-ar putea să nu fie chiar ceea ce îți dorești. E prea britanic, e prea de gentleman într-un stil britanic, adică îmbrăcat bine, perfect, dar nefiind la modul, ia uite ce bine am îmbrăcat, rog, uită-te spre mine. Dar un lucru pe care pot să ți-l garantez în legătură cu parfumul ăsta e că dacă ești genul de persoană care uneori se bucură de cocktailuri sau de whisky, parfumul ăsta îți va oferi o experiență foarte plăcută. Parfumul ăsta are potențialul să devină parfumul tău de ieșire seara, are potențialul să devină parfumul tău de purtat la un costum, are potențialul să devină parfumul tău de petrecere și pentru bărbații mai îndrăzneți care n-au o problemă ca parfumul lor să aibă o latură alcoolică, ar putea să devină un parfum perfect de zi cu zi sau parfumul tău semnătură. Repet, în cazul lui James Bond, cred că ăsta ar fi parfumul semnătură. Și s-ar putea să mai fi observat până acum că există o mică dorință în mine ca și eu să fiu James Bond. Sigur, fără pericol, fără a-mi risca viața, doar așa să fiu cool ca James Bond. Și cum, din păcate, nu am atitudinea potrivită, nici hainele, nici pregătirea, va trebui să rămân doar la miros. Și cu parfumul ăsta voi putea să miros ca James Bond. Și îți propun următorul lucru. Îți propun să-ți înfrânezi pornirea de a face un blind buy din confortul casei și de asemenea să-ți înfrânezi pornirea de a judeca un parfum după prima pulverizare. Îți recomand în schimb și ți-aș recomanda să faci asta dacă ai drum prin Obsentum, să te duci acolo să-l încerci. Să-l încerci pe un blotter și să-l încerci pe piele. Sunt două experiențe total diferite. Pe blotter o să observi că e destul de liniar, în timp ce pe piele trece printr-o evoluție interesantă și absolut fantastic cum ajunge de la cocktail, la măr și apoi la ceva întunecos lemnos, ca și cum în cele din urmă călătoria ta s-ar termina, într-adevăr, într-un loc întunecos, lângă un butoi de stejar. Așadar, încearcă-l, s-ar putea să te surprindă cât timp așteptarea ta nu e ca parfumul ăsta să-ți anunțe venirea,
să fie cartea ta de vizită, ci doar un accesoriu pe care tu, de fapt, să-l pui în valoare. Și cu asta se încheie primele mele impresii despre Old Fashion by Killian, pe care chiar îți recomand cu tărie să-l încerci. Dacă l-ai încercat, spune-mi ce părere ai și tu despre el. De asemenea, spune-mi în secțiunea de comentarii despre ce vrei să mai vorbim în videourile următoare, iar eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor. Salut!